m-am amuzat. Ăla mă îngrijea, îmi schimba pampers-ul, am leșinat între ghilimele, am căzut pe stradă și nu am mai avut puterea să mă ridic. Slăbiciune musculară, pierderea echilibrului, dureri insuportabile, înfurnicături, dureri de cap, spasme musculare, înțepături în tot corpul, au văzut leziunile ce le-am pe creier. Și în decursul a 2 ani de zile am ajuns la parte. Cum a început totul? Mergeam pe stradă liniștit și dintr-o dată au început dureri musculare, înțepăturile și am observat din cauză că nu mai am putere să merg, să continui mersul și piciorul nu mă asculta, îmi rămânea în urmă și căldura pur și simplu mă muia. Am leșinat între ghilimele, am căzut pe stradă și nu am mai avut puterea să mă ridic. M-am dus de urgență la spital să văd ce se întâmplă. Au cerut de urgență să fac remeneul, dar acolo au văzut leziunile ce le-am pe creier. Ce vârstă aveai atunci? 19 ani. Toate planurile mele s-au făcut zor. Am început tratamentul după 6 luni de zile și între timp boala se accelera. Cum se manifesta boala? Slăbiciune musculară, pierderea echilibrului, dureri insuportabile, înfurnicături, dureri de cap, spasme musculare, înțepături în tot corpul. Am început un tratament interferon care nu mi-a mers și în decursul a 2 ani de zile am ajuns la pat. Iar viața mea era imposibilă. Ajunsesem nu puteam să ridic nici capul de pe piernă. Cine avea grijă de tine? În acel moment a fost mama mea. Mama mă spăla, mă îngrijea, îmi schimba pampers-ul, hainele, îmi făcea și eu alt tratament alternativ cu venin de albine, foarte dureros, care putea să mă coste chiar viața. Tata nu a fost un bărbat cum ar fi trebuit să fie și un tată, nu l-a interesat prea mult familia și s-au divorțat. Nu l-a interesează starea mea, nu interesează nimic. Mi-au schimbat tratamentul. În decursul a 2 ani de zile au reușit să îmi stopeze boala, să o bage în remisie. Costisitor este că acest tratament nu oferă gratuitatea la spital. Unele analize, dar se decontează prin CNAS, dar altele sunt costisitoare și trebuie să mă descurc eu. Care este suma cu care te ajută acum statul român? Pensie de invaliditate de 500 de lei și indemnizația de stat de 1500 de lei pe rog. Te descurci cu suma aceasta? Este imposibil. În momentul în care am cunoscut-o pe soția mea, nu mai aveam nicio speranță de viitor. Nu voiam să mai lupt cu boala, mă dădusem bătut și credeam că viața nu mai merită continuată. Iar ea m-a motivat să lupt în continuare. Mi-a demonstrat că viața este mult mai frumoasă și, indiferent de greutăți, găsim mereu o soluție împreună. Cum era starea lui când l-ai cunoscut-o? Era mult mai grav decât acum. Acum se mișcă cât de cât, dar atunci mergea foarte greu. Deci tu, practic, te-ai îndrăgostit de un tânăr cu handicap. Am înțeles că la început ai refuzat-o. Da, pentru că nu vreau să îi distrug viitorul. Eram conștient că viitorul o să fie negru, pentru că eu pe al meu nu-l știam. Mi-a dat un motiv în plus pentru care să lupt și am făcut-o. Sunt mult mai optimist, chiar dacă nu mă ridic și merg mai departe. Am decis să ne luăm viața în mâini și am plecat cu chirie. Cât plătești chirie aici? 1500 de lei. Exact cât îți dă statul român pensia ta. Da. Și atunci de ce trăiți? Indemnizația din soțitor, a soției. Din aceea trebuie să ne scurcăm cu hrana, facturi, vitamine și pastile antiinflamatorii. Tu ai nevoie și de recuperări? Da. Pentru boala asta trebuie să fac recuperări tot timpul, doar că nu îmi permit. Recuperarea o fac acasă. Mă ajută iubita prin masaje, exerciții zilnic. Ceea ce ați observat că mai devreme este ajutorul ce mi-l acordă soția. Lucrul acesta mi s-a întâmplat deoarece am fost la baie, iar acolo este o altă temperatură, mult mai cald. Iar unde sunt acum este aer condiționat pus și este o temperatură moderată care mă ajută. Iar impactul a fost foarte mare pentru mine, pentru că musculatura a reacționat imediat. Există mai multe tratamente ce ne poate îmbunătăți viața de zi cu zi, doar că eu nu dispun de bani pentru a începe aceste tratamente. Cum îți imaginezi viitoarea ta casă? Un acoperiș sigur deasupra capului. Acesta este casa pe care vreau să mi-o fac. Este vorba de două dormitoare, o sufragerie mică, o bucătărie și o baie. Un apartament micuț, în funcție cu nevoile mele. Cu ajutorul asociației Speranțe pentru România, am reușit să ridic casa din beceauri până la centura casei. Iar dacă în scurt timp nu o să reușesc să ridic acoperișul și să finalizez lucrarea, o să pierd absolut tot ce am investit până acum. Pentru că expiră cei 2 ani de zile în care trebuia să finalizăm lucrarea. Iar cei 2 ani se vor îndeplini la anul în primăvară. Din tot ce ați lucrat până acum la casă, cât la sută
ați făcut din fondurile proprii și cât la sută s-a făcut din donațiile celor care au donat pe Speranță pentru România? Din fondurile proprii, să spun, undeva 10%. Restul cu ajutorul Asociației Speranță exact, pentru România. Da. Ați ascultat până acum povestea lui Claudiu. Are 28 de ani și din păcate suferă de scleroză multiplă, o boală degenerativă care poate să-l facă în final să ajungă o legumă la pat. Ca să nu ajungă în situația aceasta, are nevoie de mai multe tratamente care din păcate nu sunt decontate de către stat și pe care Claudiu dorește să le facă. Toți cei care doriți să-l ajutați, vă rog să intrați pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro, unde avem deschis o campanie de strângere de fonduri pentru Claudiu și cu ajutorul donațiilor dumneavoastră vom reuși să-l ajutăm lună de lună să poată urma aceste tratamente. În momentul de față, singurul venit pe care îl are este o pensie și un ajutor de handicap în total de 1500 de lei pe lună. Doar chiria aici unde locuiește împreună cu soția lui costă 1500 de lei. Este în momentul de față dependent de soția lui absolut 100%. Vă mulțumim că îl veți ajuta. Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia.